În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dintre cei născuți din femeie, spune Domnul Iisus Hristos în fața unei mulțimi, nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate acestea, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul. În al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, onorate autorități centrale și locale, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o este împlinirea cuvântului din Vechiul Testament pe care l-au primit profeții pentru a anunța, când toate erau învechite, dorul lui Dumnezeu după înnoire. Iar înnoirea a venit prin Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Înnoirea înseamnă deodată școlire, învățare, cunoaștere, dar nu-i suficient. Înnoirea trebuie să însemne trecerea de la cuvânt la faptă sau la lucrare. În Iisus Hristos, Domnul nostru, cuvântul nu este numai cu putere multă, ci cuvântul este taina împlinirii Lui în faptă, iar fapta se odihnește în iubirea lui Dumnezeu, care trăiește în omul iubitor, care lărgește spațiul din inimă pentru a încăpea acolo mulți. Și din inimă se nasc apoi proiectele și faptele iubirii milostive. Așa ne-a arătat Evanghelia de astăzi. După ce Sfântul Ioan Botezătorul va fi arătat pe Iisus, iată mielul lui Dumnezeu, duceți-vă, urmați-l și ascultați-l. Domnul a unit învățătura sa cu fapta și aflăm că în jurul său erau oameni nu numai pentru a asculta cuvântul, ci pentru a se vindeca. Cuvântul Mântuitorului vindecă, dar harul ne face sănătoși. Și acolo se arată în Evanghelie, orbi văd, șchiopii merg, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază. Învierea însemnând și în lumea aceasta la o viață iubitoare, fraternă și milostivă, și înseamnă și învierea din morți. De aceea biserica încă din lumea aceasta se numește laboratorul învierii sufletești, fraterne, solidare și comunitare. Iar săracilor li se bine vestește ce? Ieșirea din starea de umilire a sărăciei, care nu-i de la Dumnezeu, ci este accidentul împărțirii noastre între bogați și săraci. Tocmai atunci Ioan își trimite ucenicii lui către Iisus Hristos și le spune, întrebați-l, el este sau să așteptăm pe altul?
Domnul continuă să facă minuni, să vindece sufletește și trupește și omenește. Și trimite înapoi la Ioan. Mergeți și spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut. Am putea spune astăzi că printre cei care vor fi fost ucenicii lui Ioan, și știm precis de unul care a fost ucenicul lui Ioan, și anume Andrei, nu l-a lăsat doar să audă despre pocăință Sfântul Ioan Botezătorul, ce l-a trimis mai departe la cineva care poate vindeca omul și sufletește și trupește pentru viața de aici, dar și pentru viața cea veșnică. El se va fi dus și de aceea s-a întors la Iisus Hristos și este cel dintâi apostol care ne-a vestit și nouă, înaintașilor noștri, exact aceeași învățătură a cunoașterii lui Dumnezeu, care este deodată școala mare a vieții fraternă, iubitoare și solidară, dar este și spital vindecător și mântuitor. Mântuitorul este deodată învățător, este sfințitor, dar este și medic. Fie ca cele trei lucrări ale Mântuitorului, relatate în Evanghelia de azi, să se odihnească în noi cei mai mici. Fie ca să alegem locul celor mai mici, pe care îi preferă Domnul, care ascultă cuvântul Lui, care e cuvântul Evangheliei păcii, dragostei și fraternității. Fie ca noi cei mai mici să mergem la Domnul să ne vindecăm vederea, să ne vedem propriile păcate personale și atunci vom învia la iubirea față de aproapele. Fie ca noi cei mai mici să primim și darul vindecării de bolile sufletești și trupești. Fie ca Domnul păcii să așeze pacea, iubirea și sănătatea astăzi în biserica Sfântul Apostol Andrei de la Chișinău. Amin!